Este duminică după amiază, iar copiii din parohia Trivale 2 din județul Teleorman nu mai vor să plece acasă. Ne-au mărturisit toți că părintele Bogdan Nedea este cel mai bun prieten al lor. Până acum au făcut lecții în biserică, au cântat, iar părintele le-a promis că în curând le va deschide un nou centru educațional. Este vorba despre vechea școală din sat, aflată acum în paragină, dar pe care părintele vrea să o transforme într-un loc în care să investească în viitorul acestor copii. Are 9 ani și în fiecare duminică vine singur la biserică. Aici se roagă, învață, cântă și scrie. Când toată lumea pleacă spre casă, se așează pe bancă și visează către un viitor mai bun. La el în sat, în comuna Trivalea Moșteni din județul Teleorman, nu există after school și nici părinții nu au timp să-l ajute la teme. Părintele Bogdan Nedea, parohul bisericii Sfântul Apostol Andrei din localitate, a venit în sprijinul lui și a înființat o școală de duminică. Imediat după Sfânta Liturghie, aproximativ 50 de copii din parohie aranjează scaunele, își deschid caietele, își pregătesc pixurile și se apucă de învățat. De data aceasta am ajuns la ora de fonetică. Floa, re, da? Am stabilit o vocală, A este vocală, O este semivocal. Observați, copii, că am format un grup, OA, da? Acest grup se numește diftong. Eliza este profesoară, locuiește în Alexandria și zilnic face naveta să le predea limba și literatura română copiilor din mediul rural. Cum sunt copiii de la sat față de copiii de la oraș? Avem copii foarte buni și la nivel rural. Nu pot să spun că există diferențe foarte mari, poate doar sunt defavorizați. În sensul că sunt foarte mulți părinți plecați în străinătate și care sunt lăsați în grija bunicilor și atunci bunica sau bunicul, probabil cea mai mare preocupare a lor este să-i știe curăței, mâncați, odihniți, dar cred că noțiunile de la școală îi depășesc. În fiecare duminică însă vine la copiii din parohia Trivalea 2. Încercăm să ne facem timp, chiar și duminica. Din punctul meu de vedere nu este un efort, nu presupune muncă, da? Deși duminica se presupune, teoretic trebuie să ne odihnim. Pentru mine nu este un efort. Sper că nici pentru copii, în ideea de a încerca să consolidăm ceea ce se face la școală, de a le lămuri anumite probleme pe care, eu știu, din timpul scurt, da, există această posibilitate să nu se fi fixat bine. Sunt copii cu vârste cuprinse între 7 și 15 ani, copii care, într-un glas, mărturisesc că școala de la biserică este cea mai bună. Noi duminica aici scriem ce am făcut noi în timpul slujbei și pe urmă facem, desenăm, scriem, citim. Nu puteai să faci asta și acasă? Da, e mai distractiv la biserică. Mie nu mi se pare ciudat. Nu? Îmi place. Dar care e diferența ce nu puteți să înveți acasă? Pentru că, cum a spus băiatul acela, e mai distractiv. Da, învățatul ăsta poate fi distractiv? Dacă îți place, da. Acum, nu vreau să se supere ceilalți, dar eu cred că tu ai cel mai frumos caiet. Mulțumesc. Dar arată și colegii mele, te rog, asta. Tu l-ai făcut? Da. De ce sfânt e acolo? Sfântul Andrei. Și cu ce ocazie l-ai făcut? Păi, am avut tema zilei să facem un desen. Și nu am știut ce să desenez. Mi-a dat părintele o icoană și am desenat. Eu vin aici să învăț, să cânt cu părintele. Dar de ce vreți tot să învățați? Ce e așa de importantă școala asta? De ce e atât de importantă? Ca să ajungem cineva. Păi la 10 ani asta fac copiii? Vin și cântă la biserică? Și fac teme la biserică?
Păi, mie mi se pare corect. Ce faci aici, Sebastian? Învăț. Ce? Azi ce ai învățat? Noțiuni de fonetică. Am învățat, am scris. Tudor ne spune că este distractiv să înveți, însă cea mai mare pasiune a lui este gătitul. Nu prea are de ales. Trebuie să gătească, pentru că, în curând, părinții lui vor pleca la muncă în străinătate. Cu cine vii la biserică? Singur. Uneori mai vine și fratele meu, dar n-a putut veni azi. Dar părinții? Sunt acasă. Nu vii și nu-i chem și pe ei? Păi, dacă au treabă și vor pleca în străinătate... Pleacă în străinătate? Da. Au mai plecat până acolo? Au mai plecat. Și unde pleacă? În Spania. Dar copiii de aici învață și să cânte. În această perioadă, ei participă la diferite cursuri de muzică în biserică. Tot prima strofă o facem. Liniște! Poftim! În mormânt viață, 3, 2, 1 și... În mormânt viață, pus ai fost, Hristoase! În mormânt viață, pus ai fost, Hristoase! Putem să înțelegem acum că nu neapărat ceea ce e mult e și bun. Da. Adică putem să înțelegi, n-a pierdut nimeni, cu toții câștigăm. Ați făcut un concurs acum? Facem un concurs de fiecare dată, la fiecare întâlnire facem cât un concurs, pentru că noi trebuie să ne motivăm și trebuie să avem și câștigători. Suntem cu toții aici participanți, câștigăm cu toții, dar unii trebuie să iasă un pic în evidență și să îi motiveze și pe ceilalți. Așa cum am văzut pe Alex, care are un talent foarte bun la desen, trebuie să-i motiveze și pe ceilalți care nu au talent să învețe din talentul lui. Părintele Bogdan Nedea a venit în 2012 în comună. A ridicat biserica cu hramul Sfântul Apostol Andrei, dar cel mai mare vis al lui este să deschidă un centru educațional pentru copiii din parohie, în vechea școală din sat. Văd că peste tot aveți copii aici. Da, da, da. Ei fac parte din peisaj. Cât de veche e clădirea? Nu am găsit un document care atestă vechimea clădirii, dar cei care sunt acum bătrânii satului au învățat aici. Clădirea prima dată a fost compusă doar dintr-o sală, iar mai târziu au venit și au completat-o. Probabil nu era suficientă și au mai făcut încă o sală. Poftiți! Da, am avut un eveniment de Crăciun și chiar dacă n-a fost noi așa, nu este terminat totul, am tremurat un pic și concertul de colinde l-am organizat în această sală, așa într-un loc de distracție și atunci ne-am gândit că această sală să o transformăm de activități pentru ei, să mutăm activitățile de acolo aici. Și cum ați văzut și astăzi, ni se face și foame după ce facem activitățile și ne-am gândit sau ne gândim în viitor, de ce nu, să oferim și un prânz. Duminica după Sfânta Liturghie, după activitățile pe care le desfășurăm împreună, să servim și masa. Dar este un proiect și noi am învățat cu toții și credem cu toții că dacă ne propunem să facem ceva, Dumnezeu nu ne lasă, o să ne ajute și așa cum aici era o clădire abandonată și acum miroase a vopsea proaspătă, cu siguranță și acest proiect, acest vis al nostru se va îndeplini. Ne strecurăm așa ușor că încă se lucrează, aici este... mai greu. Avem o cameră de zi, care este aceasta, făcând rabat la ceea ce este prin ea acum, iar avem o baie, avem deja, se lucrează la instalația sanitară, este trasă apă curentă, este scoasă canalizare și urmează să o utilăm și aici baia. Și pe lângă baie mai avem un dormitor
care acum, mă rog, toate sunt... Aici e dormitorul despre care vorbeți. Da, da, da. Aici este un dormitor și toată această sală, compusă din acest dormitor, din baie și camera de zi, constituie un apartament, un mini-apartament, să-i spunem așa, necesar celor care vor avea nevoie, vor întâmpina dificultăți în timpul vieții, pentru că viața nu este numai roz sau nu este numai lapte și miere și apar fel și fel de probleme. Își dorește să termine lucrările cât mai repede și știe că Dumnezeu lucrează prin oameni. Noi avem o activitate așa mai largă pe rețeaua de socializare pe Facebook. Acolo ne găsesc fie Parohia Trivale Moșteni, fie Nedea Bogdan. Sunt eu, simplu, și acolo pot urmări toate activitățile noastre, tot ceea ce fac copiii noștri și tot ceea ce fac la rândul lor oamenii pentru copiii noștri, pentru că nu se pot întâmpla lucrurile decât prin oameni. Le este mereu alături celor mici și a reușit să-i apropie de biserică. De cele mai multe ori, curtea bisericii este plină de copii. Chiar părintele le ascultă toate problemele, dar se și joacă împreună cu ei. De cine a căzut? Cine m-a trântit pe mine în zăpadă? Asta e iarna când ne-a ajutat în zăpadă. Eu. Tu cu cine? Eu, Vali și... Eu n-am fost. Tu n-ai fost, nu știi dacă n-ai fost.